Este o zi caldă de iarnă. Vedeți că sunt în mânecă scurtă, nici nu-mi pasă de vreme, pentru că vreau să intru la căldură și mai ales la căldura unor servicii de medicină integrativă. La Clinica Eliade. O vedeți? 4 etaje. Dedicate corpului nostru și sănătății. Și nu știu exact, am fost acum 4 ani și nu mai țin minte. Haideți să vedem. Am și mască. Bineînțeles, v-ați dat seama că am vrut să ajung înăuntru. Am vrut să facem așa o lucrare frumoasă. Să vedeți cum atunci dacă ați intrat voi aici, la Clinica Eliade. Se pune mască. Bună! Le-am zis că am lăsat cojocul înăuntru. Le-am zis. Dar am făcut o introducere frumoasă. Faceți cunoștință cu ghidul nostru. Și de fapt cu fetele prezente aici. Stai așa să pun, că nu se apropie dacă nu pun mască. Gata, fetelor. Tania Ghina, managerul clinicii. Tania, managerul clinicii și... Diana. Și Diana. Și aici știu. Aici știu că aveți de mult aceste... aceste apărături pentru picioare. Scăpăm de tot ce a fost afară. Am prins că am greșit. Hai și tu, Dunduse, că nu lăsăm pe nimeni neîmpachetat. Și vă rog să pătrundeți. Tania ne va arăta. Ne arăt cam ce putem să primim dacă venim aici. Eu am fost acum 4 ani. Nu mai țin minte de atunci și am înțeles că s-a schimbat. S-a schimbat, acum promovăm un nou concept de medicină integrativă, prin care combinăm medicina tradițională, medicina alopată, cu partea de sistem holistic, unde îmbinăm medicină tradițională. Deci, energetică, da. Adică privind corpul în ansamblu și ne ocupăm de cele 4 planuri. Energetic, fizic, mental și emoțional. E nevoie acum, avem, mai ales după... perioada asta, din 2020. Având în vedere contextul actual și că venim după o perioadă foarte grea atât pentru copii cât și pentru adulți, cred că venim foarte bine în sprijinul oamenilor cu astfel de terapii în care atât emoționalul cât și partea fizică au avut de suferit. Se vine și cu copii aici? Da. Adică sunt dedicate și copiilor. Și copiilor. De aceea vă propun să luăm pe fiecare etaj, să vă prezint exact terapiile, să vedeți exact cu ce vin în sprijinul pacienților. Hai să vedem. Să ne luați temperatura. De... da. Diana. 36,5. 36,5 e bine. Bun. Și haideți să... aici prezentare. Dacă o să veniți, o să vedeți cum se stă aici frumos, stați liniștiți până sunteți chemați la procedură. Exact. E un anumit protocol în care se ia temperatura și semnează câteva fișe pentru partea aceasta cu COVID și tot ce înseamnă procedură. Clar, când intri acolo, da, trebuie să te... În prealabil se primește și un mesaj înainte cu o zi ca să fii pregătit pentru acest protocol și să știi exact dacă nu ai intrat în contact sau diverse întrebări care sunt acum ca procedură. Să fie cât mai safe lumea care intră. Exact. Ținem cont de toate... de tot protocolul acesta, nebulizăm foarte mult cu partea de ozon. Noi și lucrăm, dar și nebulizăm cu ozon. Ce înseamnă nebuliză? O să vă arăt aparatura hai care dezinfectează. Haideți la lift. Pe aici. Vezi, am uitat de când n-am mai fost. Dar liftul tot aici trebuie să fie fost. Haideți în lift, poate se întrerupe, dar nu contează. E fain să stăm așa toți în lift, dar voi pe unde sunteți? Dacă aveți întrebări, să puneți întrebări. Aici avem în fiecare lună, noi avem promoțiile lunii, pentru că vine luna femeilor, mărțișorul. Și ce avem reduceri? Avem și reduceri și avem pachete. Pe partea de roller shape, pe partea de active shape, pe partea de masaje intuitive, saună cu inflarușul, o să vă arăt imediat, și partea de terapie florală Bach și terapia craniosacrală. Asta am făcut eu acum 4 ani, terapie craniosacrală. Foarte, foarte bine m-am simțit. Era o fată pricepută, mi-a făcut niște mișcări foarte lente. Hai să vedem. La etajul 4, unde venim în sprijinul emoțiilor, cu terapia florală Bach și terapia craniosacrală. Ah. De ce ziceți? Sunt atent
organizate pentru a veni și a ajuta pacienții care au nevoie de astfel de terapii. Specialiștii noștri sunt toți, în fiecare an se specializează și mai mult și citesc foarte mult și se duc la cursuri, adică tot timpul ne activăm așa, nu rămânem plafonați la un anumit nivel. Deci aici când intri, te întâmpină un terapeut și pentru ce probleme vii aici? Aici vii pentru problemele emoționale despre care vă spuneam. Persoanele anxioase, copiii, de exemplu, datorită situației în care ne aflăm, statul mai acasă, faptul că nu socializează foarte mult, încep să fie introvertiți, încep să aibă diverse probleme de comunicare. Stau numai cu ochii în telefon. Exact. Este foarte bine de venit și de a discuta dacă există vreo problemă emoțională, dacă sunt lucruri care nu se pot rezolva sau din trecut, dacă are vreo teamă, vreo frică, anxietate, foarte important. Ce ați observat voi? Cu ce s-a venit mai des? Foarte mulți copii cu foarte multe frici din trecut sau din viața intrauterină, de exemplu, cu probleme pe care n-au putut să le găsească pe medicina alopată și au necesitat să intre pe lechidul cefalorahidian în cazul terapiei craniosacrale și s-au descoperit această problemă din trecut care se și poate rezolva într-una, două, cinci ședințe în funcție de cum consideră specialistul pe terapie. Eu o să vin că am problema asta. Iar de când eram lichid Iar terapia florală BAC este foarte frumoasă, se discută foarte mult cu terapeutul, este o discuție liberă în care specialistul poate să descopere tipul de problemă care este, după care la final se dă un remediu floral cu picături, le avem aici, se dă și un tratament care se ia o perioadă în funcție de ce consideră și ce tip de problemă se găsește, dacă se găsește. La ce sunt picături? Uleiuri esențiale? Exact. Dar în ultima vreme se vorbește de uleiuri esențiale ca despre niște formule universale de tratament. Este foarte important să discuți cu un terapeut specializat, cum avem noi pe doamna Săvoiu pe partea de terapie BAC, și să te îndrume exact pentru tipul de problemă pe care o ai. Terapie florală BAC. BAC, înțeles bine. Deci aici la Eliade ne întâlnim și cu BAC. Da, cu emoție și... și muzică și floare. Exact. Esența florii, energia florii care poate să te facă să ajute foarte mult pe zona aceasta emoțională. Bun, aici am nevoie. Deci aici vreau să vin să văd tavanul cu steluțele astea plăcute, așa, nu întâmplător. Ambientul se pretează foarte mult pe tipul de terapie. Mai departe avem pe zona de terapie manuale. Aici este cabinetul unde avem sauna cu infraroșu, unde merge pe detoxifiere, pe eliminarea lechidelor în exces. Aha. Se combină foarte bine cu partea de masaj intuitiv, drenajul limfatic. Avem destul de multe pachete legate de zona aceasta. Iar aici se execută de către medicul de familie masajul visceral, care ajută foarte mult pentru repoziționarea organelor, pentru problemele de origine internă ale organelor. Și ajută, am observat în ultima perioadă, foarte mult persoanele care au probleme de sciatică, probleme de zonă lombară. Foarte multe persoane. Da, se contractă mai și ales. Și eu m-am mai confruntat, să știți, cu dureri de astea și aici vin. Și aici la visceral. Și faci, du-te, vino cu sauna, pac, vii așa. Te ia specialistul în primire? Exact. Există, v-am explicat domnul doctor Pasu, care se ocupă de partea de masaj visceral, de se face de către un specialist de medic în mare parte. Și în funcție de ce mai consideră dumnealui că trebuie să combine ca terapie, dar pentru spate, vă propun osteopatia și masajul. Osteopatia, asta voiam. Nu aveți așa ceva. Mai puteți citi dacă sunteți avizi. Corpul nostru este partea de osteopatie. Aici osteopatia. Colegul meu, Robert Savin. Bună ziua! Colegele noastre, Tania și Gianina, din altă dimensiune. Aici problemele de coloană, în mare parte, probleme de coloană vertebrale la nivel cervical, la nivel toracal, la nivel lombar. Merge foarte bine de la bebeluși până la adulți. Colegul meu, Robert, lucrează foarte bine atât cu bebeluși cât și cu persoanele adulte.
se repoziționează vertebrele în funcție de tipul de problemă, se citește remeneul, colegul meu este avizat pentru a citi remene, pentru a vedea exact ce tip de problemă este și în funcție de ce problemă se ocupă de pacient. Aici avem rehab, aparatul acesta care merge foarte bine după ce facem aceste manipulări pe parte de coloană, este foarte bine să venim să tonifiem un pic masa musculară. Pe varianta aceasta de osteopatie avem acest rehab, după care o să vă invit să vedem și zona de recuperare medicală care vine în sprijinul osteopatiei. Dânsul este un prieten, trebuie să-l salut. Te salut. Da. Ești din Dulap, știu, este colegul nostru. Ești din Dulap, da. Mi se pare normal să rămână aici, afară, că se vede așa frumos. Da, la un peisaj foarte, foarte frumos. Da, în zona aceasta. De aia stă ele pe aici, prin zonă. O să vedeți ce frumos. Ciripesc și păsărele. Aveți și terapie cu păsărele? Exact. Iuzi. Păi numai dacă arunci o privire spre apa asta, liniștită, îmbinăm toate planurile. Adică oferim pacienților noștri, clienților noștri, toate condițiile. Deci aici e o patie. Da, aici o să faci așa. Și să rămânem în același... Stați așa că mi s-a așa. După osteopatie, este foarte bine să mergem să ne și relaxăm, să ne bucurăm de masaj. A, încă n-a fost masajul. Osteopatie aici. Pui oasele în ordine, pac, pac, ai tras tare. Exact. De-a lungul și timpului și acum trebuie să te... masaj, unde avem mai multe tipuri de masaj. Masajele intuitive Gianni, care sunt specifice pentru clinica Eliade. Unde... Gianni? Gianni. 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 Unde? Am zis că Gianni de la... Vai, mă roșisem. Și sunt specifice pentru clinica Eliade, unde cele două terapeutele noastre, care sunt kinetoterapeuți la bază, vin și îmbină zona de relaxare, de tonifiere, lucrăm cu uleiuri esențiale, mergem pe zona de aromaterapie, mergem pe masaje reflexogene, mergem pe masajele cu pietre vulcanice, folosim uleiuri de diverse tipuri în funcție de necesitate. Mergem pe varianta de back pain, masaj pentru contracturi musculare, pentru probleme de coloană vertebrală și merg atent combinate cu zona de osteopatie și cu zona de recuperare. Aici poți veni dacă ești sportiv? Da, avem și masaj pentru sportivi, cum o să vă arăt și pe zona de recuperare. Că-mi sună apropiat de ce li se oferă lor, pentru că ei tot timpul au contracturi, au întinderi musculare. Lucrăm și pe zona de contracturi musculare, cât putem lucra și pe zona de relaxare a masei musculare în momentul în care nu mai sunt în competiție sportivii. Da. Deci îmbinăm mai toate categoriile de masaj. Și noi care nu suntem așa mai sportivi, avem nevoie de relaxare. Da. Suntem atât de stresați, suntem atât de bombardați cu știri negative. Avem grija zilei de mâine, avem tot precușul ăsta care s-a schimbat anul trecut. Și exact. E normal, nu ajută. Masajul de aromaterapie scalp cât și față, care ajută foarte mult pentru relaxare. Uh-huh. Foarte mult pentru relaxare, mai ales în contextul actual în care oamenii sunt extrem de stresați și agitați din cauza situației în care ne aflăm. Care a fost complimentul cel mai mare sau reacția cea mai bună în urma unei ședințe sau unui set de ședințe de masaj? În primul rând, faptul că persoanele care nu au probleme și vin doar pentru relaxare, așa, și continuă abonamentele și vin în continuare, ne arată că oamenii sunt mulțumiți și vin cu plăcere și se simt bine și se bucură de serviciile noastre. Deci continuă. Și persoane care au probleme de sănătate reale, adică nu neapărat pe prevenție, vin cu probleme reale, rezultatele pe care le au la câteva ședințe de decontracturare, de repoziționare în anumite poziții, adică plus colegele mele fiind și kinetoterapeut la bază, îi și învață pe pacienți cum trebuie să doarmă, cum trebuie să se ridice, adică contează foarte mult și igiena asta. Și exerciții care... acasă. Știu că kinetoterapeuții chiar îndrumă. De recuperare. Eu sunt profesor de gimnastică medicală la bază, o să vă invit și la secția de recuperare. Gimnastică, vreau! Și le împinăm, în general le împinăm pe toate. Dacă doriți să coborâm la etajul 3, da. Etajul 3 este dedicat de aromaterapie și medicinii energetice. Energetice. Aici trebuie să ne traduci. Da. Avem ca metode de diagnostic, de pe clinică. Pe lângă, să vină și ei.
Deci fiți atenți, medicină energetică. Exact. Avem ca metode de diagnosticare, pentru că promovăm această medicină integrativă și acest concept de integrativ, ca metode de diagnosticare venim cu iridologia, adică diagnosticarea pe iris. Colegul meu este aici și vă poate explica un pic despre ce vreau să știu. Bună! Gianina, îmi pare bine. Alentina, îmi pare bine. Ia să ne spuneți despre iridologie, nu iridiologie. Ah, ambele, să zic, da? Că sunt iridio sau irido. Ambele denumiri vin de la iris. Exact. Nu despre trupa iris e vorba. Ai, nu poți să vină și ei. Să fie care avem exact. Îi așteptăm și pe că cine știe ce citim în iris? Să vedem pe iris în iris. Ce putem? Da. Mama, asta ar fi... Asta rămâne. Asta ar fi antologică. Iridologia este o ramură a științei medicale ale neurologiei și are drept scop interpretarea semnelor sau marcajelor care apar pe iris în vederea stabilirii unui diagnostic. Dar irisul chiar spune tot? Este organul extern care ne vorbește cel mai mult despre ceea ce se întâmplă în interiorul organismului, pentru că toate organele interne sunt proiectate pe iris. Ia, spuneți-mi ce iris am. Frumos. În prima fază toți avem irisul frumos, dar după aia cine știe ce... După metoda de diagnosticare se recomandă un tratament pe partea de fitoterapie și dietologie. În funcție de ce se găsește pe iris, ce tip de problemă, dacă există. Ce s-ar putea trebuie găsi? Să și vindecăm. Ce s-ar putea găsi? Ce poate să-ți arate iris? În primul rând că studiind irisul, putem să vedem ceea ce se întâmplă în interiorul organismului. Aici vorbim despre afecțiuni care știm despre ele, deci care sunt o manifestare clinică sau afecțiuni care încă nu s-au manifestat clinic și atunci putem merge în zona de prevenție. Putem să ne dăm seama despre anumite structuri ereditare, ceea ce moștenim. Și atunci, bineînțeles, această informație este de mare ajutor pentru că la fel putem să mergem în zona de prevenție. Deci putem vedea în iris cu 3-4 generații în urmă. Ei! Da. Da, e foarte interesant. Știam despre firul de păr, că poți, tot așa conține exact. Informație, bineînțeles, dacă nu este vopsit. Dar dintre toți receptorii externi, irisul este organul care ne vorbește cel mai mult despre ceea ce se întâmplă în interiorul organismului. Iar tot aici avem o altă metodă de diagnosticare, metoda SAIRA, în care, pe planul acesta energetic, putem vedea dacă sunt carențe la un anumit nivel, la un anumit sistem și la fel cu recomandare către un alt tip de terapie. Aici avem santeluța PEMF, unde lucrează colegul meu pentru reglare energetică, pentru că dacă avem o problemă, după cum vă spuneam, organismul acesta uman funcționează ca un tot unitar, adică și fizic, și mental, și emoțional, și energetic. Aici încercăm să echilibrăm energetic, cu rezultate foarte bune, vă spun, și combinat cu celelalte terapii. Bă, dar când să descoperi că avem energia draiște? Că bunicii noștri păiera la bărtul este energie. Bombardamentul, să zicem așa, energetic în ziua de astăzi este uriaș. Cred că și depărtarea noastră de zona naturii, nu? Exact. Asta ne-a întâmplat. Omul își găsește energia în natură, energia naturală, da? Pentru că omul face parte dintr-un biosistem, da? Natural, este un biosistem. Și atunci orice depărtare de cadrul natural duce la un dezechilibru energetic. Și atunci lucrurile se pot regla. Iar PEMF, salteluța, ca și terapie, este o excelentă modalitate. Ce face? Nu. Transmite ceva? Unde? Exact, cu impulsuri electromagnetice de frecvență naturală. Și atunci echilibrează din punct de vedere energetic până la nivel de structură celulară. Grăbește vindecarea, acționează pe foarte multe patologii. În ce cazuri? După ce ai făcut o operație? Sau când e mai bine să vii? Și înainte și după. Înainte. Depinde de patologii, depinde de afecțiuni, depinde de tipul de operație. Ajută foarte mult, spre exemplu, în insomnii. Aha. Ceea ce este foarte important în ziua de astăzi. Și oamenii s-au ridicat, nu s-au mai ridicat că au adormit. după câteva ședințe, adorm mai repede, calitatea somnului este mai mare, adorm profund, dorm mai profund. Bine să dorm aici și vrem să mai vedem. Mulțumim, domnul doctor! Cu mare drag! La revedere! Și acum, mergem pe dry needling foarte mult.
stringent de acupunctură pe care aha. face aici, cred că sunt terapii deja în... Zice să nu deranjăm. Exact. Aici avem așa, tratamentele cu ozon. Aici venim foarte mult în sprijinul pacienților post-COVID. Foarte important. Venim și ajutăm foarte mult ozonul. Are un rol foarte important. Ridicarea imunității ajută foarte mult atât pe zona degenerativă, deci pe partea reumatismală, pe partea ortopedică, cât și pe zona aceasta de imunitate. La psoriazis, de exemplu, iarăși este foarte bun. Aici avem așa, tratamentele cu ozon, ce înseamnă saună cu ozon, o să vă invit să liber acolo să puteți vedea. Ozon, unde medicii noștri, da, se ocupă mai întâi cu un consult în preoperabil de ozon, da, medicul de familie specializat în ozon, avem doi, doamna dr. Gina Vertan și domnul dr. Mihai Pascu, consultă pacientul și în funcție de tipul de problemă le recomandă injecții cu ozon, insuflații cu ozon, infiltrații cu ozon sau sauna cu ozon. Dar ozonul este extraordinar. Pe zona aceasta, exact, pe zona aceasta mai avem tratamentele cu autohemoterapie minoră și majoră, adică perfuzabile și sau cu vitamina C. Când sunt necesare aceste terapii? Exact ce vă spuneam mai devreme, mai ales acum pentru pacienții post-COVID. Post-COVID, da, sunt foarte recomandate pentru că, practic, curăță și detoxifică foarte bine sângele. Ceea ce este un plus, mai ales în ziua de azi și nu numai pentru pacienții post-COVID, pentru toată lumea care dorește să facă detoxifiere. Intri în cada asta, se închide? Exact, exact. Și stai acolo... Scoți capul? Întotdeauna cu un medic lângă tine, pentru da. Că e de la 10 minute la 50 de minute se poate sta, da. Dar trebuie avut grijă în funcție de tipul de afecțiune. Asta vă pot, adică după consult, medicul recomandă tratamentul corespunzător. Eu am făcut criosauna, tot pe bază de ozon era terapia. Și tot așa mi s-a explicat că ozonul acesta este foarte bun. Foarte bun, are foarte multe... Cheia tinereții, practic. Și stratul de ozon? Și stratul de ozon, păi de acolo se ia ozonul, se mulge. Mergem la etajul 2, să conduc la etajul 2 să vă arăt un pic dacă ne-am și tratat și cu prevenție. Da, am și corect. Dacă vă propun un pic de remodelare corporală. Hai să ne remodelăm, că suntem prea nemodelați. O să vă ridic un pic să văd că mai multe pe care am venit o stupide cu pată. Trebuie să vă prezint un pic aici. Acum... Mă amuse cum se aude. Puși, 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 puși. Doi este dedicat în mare parte. Doamne, bună ziua! Am făcut gălăgie? Nu, e tot în regulă. Ce e acolo în regulă? Ce e acolo în regulă? Acolo avem zona de remodelare. Ah, păi asta voiam. Haideți să începem aici. Să ne remodelăm, că și aici ce m-a cocoșat. Ia să vedem, mă îndrept. Aici avem aparatură de ultimă generație. Wow! Vine în sprijinul doamnelor și nu se știu că dacă mă aștept să mă îmbrac. Opa! Opa! Mirela Renegat! Suntem în Golda. Deci, Mirela, pa! Aici avem roller shape-ul pe care vreau să-i dau și un pic drumul, că vedeți exact despre ce este vorba și cum funcționează. Să vedeți cât de bine lucrează pentru musculatură, pentru țesut adipos și pentru fascie, cât de bine mi-ntinde de mie musculatura. Păi, Mirela, arată, gata, are nevoie lumea copiilor, cu gașca zurli. Totul e țesut perfect de copil. Ne întrețin, venim și pentru prevenție, și pentru întreținere, și pentru corecție. Avem pentru toată lumea, să știți. Wow. Ia uitați ce bine, cu infraroșu. Da, este bambus cu infraroșu, care ajută pentru țesutul adipos în exces, să le reducă, da, să se vascularizeze foarte bine. Face și un ușor de drenaj limfatic. Puteți să vă... Așa. Aici avem toate pozițiile. Ah, ce plăcut! În funcție că ea mai face o evaluare... Da, în funcție de ce își doresc să slăbească, să întrețină. Ia uite, abdomen. Exact, se lucrează coapse, toți brațe, chiar și pentru spate. În funcție de intensitatea pe care o folosim, avem rezultatele dorite. Într-o intensitate mai mică, slăbim. Într-o intensitate mai mare, începem să tonifiem. Care au fost rezultatele cele mai grozave? Au fost... Da, bineînțeles, trebuie să vii, trebuie să te ții. Da, dacă faci, să zicem, 20 de ședințe,
Cam de coapse. Reducerea în centimetri. Da? Da. Amelorarea aspectului de coajă de portocală, a celulitei. Rezultate foarte bune pentru drenaj, pentru eliminarea retenției hidrice, activarea circulației sanguinice periferice. Da, le recomandă și să mănânce adecvat. Le să mănânce. Dar dacă mănâncă numai sărat și numai... Exact, foarte... Aici avem o bandă care e foarte, foarte interesantă. De ce? Pentru că nu e numai o simplă bandă, ea include așa drenaj limfatic, sistemul de vacuum care mă ajută să slăbesc, ozonoterapie, aromaterapie și infraroșu. Adică sunt foarte mulți factori care vin și acționează să mă ajute prin programe spre stabilite, pentru a slăbi sau pentru a tonifia sau menține. De obicei se lucrează cam 20-30 de minute, pentru că pare foarte simplu, dar este un efort de făcut. Și alergi? Nu te apuci să alergi, pentru că sistemul de vacuum nu te lasă să alergi. A, și te și... Te mult să slăbești. A, minte mare tegan, n-ai nevoie, mă, de așa ceva, ai nevoie tu? Eu? Păi nu ești cu copii, cu gașca zonă, nu se... Ce fac eu cu copii? Alerg pe scenă, de la început de până... Și tu nu crezi că rezistă. Păi dacă nu avem grijă de sănătatea noastră. Da. Păi da. Dacă știi, ești copil și n-ai nicio problemă. Da, într-adevăr. Dacă bunul Dumnezeu nu te-a lăsat slăbănoagă, cum e Gianina Corondan, blondă, cu ochii albaștri și așa de deșteaptă, trebuie să faci toate eforturile ca să fii bine. Ai fost aici? Da. Și cum e? Deci e foarte tare. Sunt ceva niște... Sunt, e o chestie cu vacu, nu știu că... Asta spuneam puțin mai devreme, doamnei, eu sunt atât de docilă. Mie, dacă îmi spui, acum trebuie să stai lipită de oglinda aia 20 de minute și o să vezi ce o să se întâmple, eu stau lipită de oglindă, că n-am timp să comentez. Eu am descoperit locul ăsta acum 2 ani, când mi s-a blocat spatele și am venit la Robert, la osteopat. Ne-a arătat, Stania, da. Și eu de atunci vin la Robert frecvent. Ai avut rezultat? Imediat? Eu n-am mai avut probleme niciodată. Că și mai am din când în când. Ai, vezi? Nu, eu n-am mai avut probleme, dar am venit la el într-o criză din asta foarte mare și acum pentru că o să avem pe 7 martie începem primul spectacol. Am auzit! De pauză. Cei care sunteți cu copii și vreți să-i distrați. Am zis să vin să mă pregătesc. Așa Zurli revine. Am zis să vin să mă pregătesc. Dar o să fie offline? Fizic. Offline? Și. Da. Hibrid. E primul spectacol hibrid. Pe 7 martie. Țineți minte. Te pup. Mă bucur că n-am văzut. Păi, acum îmi explică, da, toate cele, că vrem să vedem, poate sunt oameni. Deci, pe mine o să mă vedeți? Da. De 3 luni, la revedere. M-a murit amestea, Gianina. Bine, nu sunt sigură. Să fie dacă într-un ceacul, ferită. Ai căzut acum, ai căzut într-un genul, că așa se întâmplă. Nu, mă pregătesc. Înainte să cade și după aia zice, a, te măriți. Păi, eu mă pregătesc să fii drărochia. Hai, și acolo ce e vibrașei? Acolo este acolo de vibrașei, care ne ajută prin infraroșu și prin mișcările de vibrație. Lucrăm foarte mult la sportivi aici, pentru că ajută atât pe slăbit și pe zona de tonifiere foarte mult. Da, aici da. Foarte mult pe zona de tonifiere. Era într-o altă formă acum niște ani. Mă, dar stai puțin, că poate n-am vorbit cu Mirela. Ce? E de un timp ești chiar tu? Da, nemachiată. De ce ai? Transpirat. Păi dacă ai lucrat și urci aici și începe să vibreze, nu? Da, gata, da, știu, da. Am mai văzut că se numea altfel. Vibrante, Dana, vibrante se mai numea. Da. Și tot așa pe grupe de mușchi. Pe grupe de... De exact, de diferite poziții. Probleme. Anumite grupe musculare. Puteți să urcați un pic. Sunt așa cam nesigură, sunt nesigur mișcătoare. Și puteți să stați ca să lucrăm foarte bine și coapsele de tonifiere, un pic mai sus, un pic așa, să menținem într-o contracție izometrică musculatura membrelor inferioare. Aole. Și în momentul ăla și cu vibrație, da? Da, în prealabil se face o evaluare în care da, putem să știi ce ai nevoie. Probleme sunt, dacă există probleme de origine internă, pietricele la vezica biliară sau la rinic, nu o să ne urcăm pe partea de vibrație, vom face roller shape. Deci avem variante pentru toate... Da, asta mă încălzesc. Da, vă ajută pentru aceste felinale. Pe adipoți în exces, ceea ce nu e cazul la dumneavoastră. La dumneavoastră? La tine? La dumneavoastră? Păi noi nu ne mai Tania.
Ceea ce nu este cazul, da? Deci pentru țesutul adipos, prin căldură, da? Să se facă vasodilatație și să ne ajute să eliminăm foarte bine lichidele. Gata, m-am încălzit, am făcut atâta sport. Tot în această zonă de remodelare. Vă invităm un aparat. La revedere! Care vine foarte bine combinat cu aparatele de acolo, din aceeași gamă. Ta-da! Și chirurgie. De dermatocosmetică. Aha. Cu aparatură și cu tratamente faciale, cu creme și tratamente cu oxigen. Iar aici avem Active Shape-ul, care merge pe centimetri, scăderea în centimetri, pe o anumită zonă, se lucrează pe fiecare zonă, că sunt coapse, că e abdomen, că sunt fese. Se lucrează cu radiofrecvență pentru fermitate, pentru piele. Sistem de vacuum și masaj, lucrat de către terapeut pe zona pe care... Deci tot vacuum cum era dincolo, da? Exact. De ce să-l aleg pe ăsta și nu pe ăla? De obicei deja le facem combinate. Dacă lucrăm partea de body shape, unde merg, fac efort, am încălzit, după ce termin body shape, ori combin cu roller shape și rezultatele vin bine, ori combin cu active shape-ul, adică scad foarte mult în centimetri și rezultatele sunt vizibile la fiecare ședință. Aici este interacțiunea cu un om, nu? Aici aici trebuie îmbrăcat într-un costumaj special, în care, ca să poată să se facă masajul acela, special cu vacuum și cu role, trebuie îmbrăcat într-un echipament special și terapeutul să lucreze fix pe zona cu probleme. Iar zona de aici, cu dermatocosmetică... Aici chiar poți să spui buze, nas și alte... Nu, aici putem să ajutăm pentru tratamentul buzelor, putem să ajutăm pentru fermitatea pielii, putem să ajutăm pentru riduri prin tratamente speciale cu oxigen, cu ozon, cu lămpi, cu infraroșu. Și, bineînțeles, mânuțele importante ale cosmetologului nostru, Mihaela Stratular, care este foarte bună și care împreună cu aparatura și împreună cu cremele pe care le folosește, vine și bucură doamnele, ca să zic, și nu numai. Avem și zona de microneedling pentru păr, adică persoanele care au probleme cu părul, căderea părului, venim și asta. Sprijinul lor cu astfel de tratamente. Pe toate le-am. Dacă vin cu toate problemele astea, cu un bagaj, un sac uriaș, voi știți exact spre ce să mă îndrumați? Facem un consult integrativ la unul dintre medici, implică mai multe aspecte și în funcție de tipul de necesitate, că e prevenție, că este corecție, că își dorește să întrețină, venim cu un pachet pentru terapiile pe care le avem în clinică, bineînțeles adaptate necesităților tale. Și ăsta a fost etajul 2. Mai avem etajul 1, implicat recuperării medicale. Nici nu știi când trece timpul, când merge așa, parcă ai nevoi crescânde. Bună ziua! Bună! Gianina! Mario? Mario, kinetoterapeut. Kineto. Noi împreună ne ocupăm de secția de recuperare medicală. Ai zis, cu gimnastică, cu... Da, aici facem partea de posturologie. Vă invit aici în cabinet să vedeți. Aici miroase a... Levandă. Un pic, că e partea de aromaterapie. Avem pe fiecare... Ca la cosmetică miroase, când îți face cu lampa aceea. Da, aici avem zona de posturologie, unde evidențiem problemele de coloană vertebrală. Aici vedeți banda aceasta, care o folosim pentru a vedea exact, a se testa mersul, dinamicul, apoi staticul, adică cât încarcă pe un picior și pe celălalt. Dacă ce e o bandă specială asta? Aici sunt foarte mulți senzori, care sunt atașați la un laptop, pe un anumit soft și în funcție de tipurile de probleme poate să existe, vedeți aici, postură greșită, da? Așa stau și eu, ia uite! Vezi și aici probleme. Majoritatea copiilor și adulților, din cauza pozițiilor vicioase pe care le avem în fața biroului, căratul ghiozdanului sau în cazul nostru al doamnelor cu geanta cărată pe un singur umăr, apar diverse posturi greșite. Uite, bine, eu stau așa. Deci am nevoie și de kinetoterapie. Iar aici este gridul unde trebuie făcute video și văzute exact tipurile de probleme împărțind corpul în cele două demicorpuri. Și vedem dacă există asimetrie. Este foarte important. Ai zi, am asimetrie?
un pic, să zic că un pic. Am zis, deci sunt bună, mă calific și aici. După posturologie și evaluarea kinetoterapeutică, unde se concepe programul de kinetoterapie, se merge la fizioterapie, dacă este necesar pentru terapia durerii, unde avem magnetoterapie, laserterapie, electroterapie cu diversi curenți, trabert, tens, în funcție de tipul de probleme, laserterapie și ultrasunet, dacă există, dacă se poate face, pentru că sunt pacienți care au voie să facă fizioterapie și pacienți care nu au voie. Aici intervenim în felul următor, unde nu este voie pe terapia durerii pe zona de recuperare medicală, înlocuim cu ozon, înlocuim cu dry needling sau cu celelalte terapii care vin adjuvante pe partea asta. Adică nu trebuie neapărat, venim ca un pachet pentru toată lumea. Adică am o problemă la un picior, vin aici și fac mișcare, îmi spune fizioterapeutul. Exact, se face o evaluare, voi veni și în sală să vedeți ce facem kineto. Deci nu aici. De terapia durerii. Acesta este aparatul de ozon despre care vă povesteam, de nebulizare, pe care îl avem pe toate secțiile, da? Și ajută la nebulizare și lăsăm în momentul în care se termină programul de lucru, se lasă câteva ore pentru nebulizare și în timpul programului, în funcție de cum sunt programați pacienții. Ce e că e nebulizarea? Dezinfecția și dezinfecția clinicii. Așa. Mai ales în contextul acesta, suntem foarte atenți. Aici este zona de recuperare medicală, sala de kinetoterapie, care este atent concepută să vină în sprijinul pacienților, atât pe prevenție, cât și, cum vă povesteam și mai sus, pe corecție, adică pe ortopedie, pentru copiii care au probleme de coloană vertebrală, scolioze, cifoze, diverse rectificări. Sunt niște mai lazuluri aici, fiind spațios. La copii corectăm până în 16 ani, la fete 17-21 de ani, la băieți corectăm postura, mergem pe corecție, la adulți, bineînțeles, mergem pe elasticitatea coloanei, mergem pe tonifiere musculară și program de igienă vieții, ce are voie și ce n-are voie să facă. Acum să ne spui, Tania, cu ce se confruntă copiii din România? Bă, tinerii, cei care au până în 17 ani, să zicem. Lipsa mișcării are un rol foarte important în pozițiile de statică vertebrală. Pe stradă îi vezi cu probleme? Acum eu am defectul profesional, dar care m-au făcut și posturologie de foarte mulți ani. Imediat văd dacă umerii sunt proiectați spre înainte, general zona asta de cifozare, cum merg proiectați spre înainte, incidența este foarte mare la băieți, iar zona de scolioză, adică deviația coloanei în plan lateral, este o incidență mai mare la fetițe. Dar mergi și prin străinătate, sau ai fost, că acum se circulă un pic mai greu. Sunt diferite posturile românilor față de ale olandezilor? Cred că diferența o face faptul că părinții trebuie informați de către medicii de familie sau medicii specialiști să fie trimiși odată la 6 luni, să fie verificați de către un ortoped, de către un kinetoterapeut sau cineva avizat, care să-i vadă la coloană, ca să nu mai fie astfel de probleme, că atunci când devenim adulți, să apară herniile de disc, să apară discopatiile, pentru că toate astea, sau mă rog, marea majoritate, au la bază una dintre deficiențele... Deci, verificați-vă copii, nu-i mai lăsa să stea ore în șir la calculator. Da, postura greșită în fața calculatorului este aparat fatală, dar poate să ducă la probleme destul de grave. Statul pe laptop, mai ales în ultima perioadă, unde majoritatea copiilor trebuie să lucreze de acasă, trebuie corectat să nu mai stea în poziția aceasta și pus, adică printr-o igienă vieții, pus laptopul la un nivel mai sus, ca ochii să fie la același pauze, nivel. Mai face o flexiune. De minute, trebuie să se miște și, bineînțeles, e bine și în aer liber și e bine să facă parte de kinetoterapie. Hai, să mai ieșim și noi la aer. Aici se cârmește primita? Asta e cârma, nu? Da. Pentru persoanele care au traumatisme la nivelul umorului și nu numai, putem și pe umeri înghețați, putem în reumatism. Asta chiar pe... funcționează? Funcționează. Ia uite, da? Am zis că e de corp. Pentru mobilitate, recăpătarea mobilității umorului. Deci eu, dacă pot să învârt, înseamnă că am mobilitate? Da, înseamnă că aveți mobilitate bună. Sunt persoane care pot să traumatizeze. Și aici am probleme. Iar aici avem masă de elongații pe care punem copiiță, știți, pentru coloană. Să elongești, să îndrepti atât pentru elongație, cât și exerciții în momentul în care îi punem pe partea asta de elongație pentru scolioză.
Mi-ai zis să mai mergem și pe afară, să mai respirăm aer. Haideți! Deja am vizitat cam tot și am identificat probleme cam peste tot. Și aici, și aici, și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. Mulțumim, Tania! Cu drag, la parter ne întâlnim iar cu Diana. Ne luăm cojocul și am plecat. Să studiați Eliade, nu numai istoria religiilor, dar și clinica asta care se află într-un cartier foarte frumos. Primoverii, da. În Primoverii. Aici, ați văzut, sunt rezultate foarte bune, ne-a zis și Mirela, și trebuie verificat pe propria piele. Specialiștii o să se ocupe de voi. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim și noi. A, să-ți dai un pic masca jos să te vadă. Uite, eu sunt... Ea este Tania! Mulțumim.